Comercianții din piața agricolă din localitatea Strehaia sunt nemulțumiți pentru că vânzarea este slabă. Ei spun că pandemia de COVID-19 a speriat strehăienii, iar aceștia evită să iasă la cumpărături. Piața este goală, iar profiturile sunt mici. Pandemia de COVID-19 a afectat considerabil producătorii agricoli. Fructele și legumele din piață au rămas în mare parte nevândute anul acesta, iar comercianții se plâng de faptul că nu au niciun profit. Cum au mers vânzările în acest an, comparativ cu anul trecut? Comparativ cu anul trecut, mai prost din cauza pandemiei. Oamenii stau acasă, nu mai pleacă la piață. Vânzările cum au mers? Mai slab, mai slăbuți. Suflă vântul la pagubă prin piețele agricole. De când a intrat coronavirusul în țară, fermierii au doar pierderi. Mare parte din legumele atât de căutate de odinioară au rămas uitate. Comercianții spun că probabil oamenii nu mai au bani să cumpere din cauza faptului că mulți dintre ei au rămas fără serviciu. Cum au mers vânzările anul acesta? Mai prost comparativ cu anul trecut. Din cauza pandemiei nu mai are lumea bani, nu mai lucrează, stau prea acasă, șomeri, n-au mai plecat prin străinătate. Na, sigur, copiii, fiecare familie, oricum, na, să fim sănătoși că le rezolvăm pe toate. Dea Dumnezeu să scăpăm de virusul ăsta, de pandemie. Lumea nu prea are bani, vânzările slabe. A afectat pandemia? Da, da, foarte mult. Coronavirusul și restricțiile guvernamentale au lăsat piețele pustii. Nu doar în Strehaia comercianții se plâng de vânzările din acest an, ci în toată țara. Anul acesta a fost unul negru pentru fermierii care muncesc din greu pentru a aduce marfă bună pe tarabele din piețele agricole.